M-a surprins oarecum oțelul, au pierdut fără drept de apel 3-0 la București, egalul Buzăului la Pojorâta și egalul Bacăului la Călăraș. Călăraș o echipă care și ei au un antrenor bun, mă refer la fostul internațional Ganea, au adus și ei mulți jucători cu experiență, dar speram la un rezultat pozitiv din partea celor de la Călăraș. Dar și Bacău au o echipă bună. Mulțumit de aportul jucătorilor în primul meci oficial, antrenorii nu vor să mai transfere jucători de la alte echipe și vor să promoveze tineri din propria pepiniere. Vom vedea, vom vedea. Poate vom încerca să schimbăm sistemul sau ne vor reorienta pentru a folosi juniorii în alte zone. Voi încerca să promovez din cadrul pepinierii noastre mulți copii că la centrul nostru de copii și juniori se lucrează bine și sunt copii care posedă calități și merită să facă pasul spre echipa mare. Dacă nu să joace măcar să se antreneze cu noi, să ia pulsul primei echipe. Tehnicienii pe au testat în aceste zile trei juniori din Grecia, însă nu au convins și aceștia au plecat acasă. Au fost trei juniori din Grecia. I-am testat zilele acestea, dar am considerat că la ora actuală suntem acoperiți pe posturile care au venit ei.